Războiul naripatelor și al patrupedelor. Odată ursul și ciocănitoarea și-au declarat război unul alteia și toate patrupedele au sărit în ajutorul primului, iar toate naripatele și insectele au sărit în ajutorul celei de-a doua. În naripatele i-au ales pe purici să fie spioni și i-au trimis în tabăra adversarilor. Comandantul suprem al acestora, vulpea, tocmai împărțea sarcinile pentru lupta din ziua următoare și explica semnele din codul pe care îl va folosi. Coada mea roșcată și înfoiată o puteți observa de oriunde, așa că voi da semnalul cu ajutorul ei. Dacă o țin dreaptă, înseamnă că totul este în ordine și puteți continua înaintarea. Dar dacă suntem în pierdere sau suntem încercuiți, o voi lăsa în jos și atunci vă veți retrage. A doua zi, patrupedele au pornit la atac. Sub picioarele lor vibra pământul de parcă era cu tremur, dar fâlfâitul aripilor adversarilor îl întrecea pe acesta. Parcă era vuietul unei vijelii. Conducătorul păsărilor, vulturul, după ce aflase planul inamicului, trimise o viespe și un țânțar ca să atace vulpea. Viespea o împunse pe vulpe peste tot, iar țânțarul o pișca de bot pentru a o deruta. Atacată de cei doi, vulpea nu mai putea să-și țină coada dreaptă, așa că fără voia ei dădu semnalul pentru retragere. Așa reușiră naripatele, printr-o strategie bine pusă la punct de către un conducător abil, să învingă oastea patrupedelor. Morala: ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura. Și nu este suficient să ai o minte bună, trebuie să o și folosești.